Echipa spațiilor verzi din cadrul primăriei s-a angajat în continuarea efortului lor de a da orașului nostru un aspect modern și îngrijit prin întreținerea zonelor cu gazon, a florilor și copacilor din oraș. În această perioadă, coordonatorul întregii echipe, Marius Siticaș, a explicat că au fost efectuate diverse lucrări, inclusiv întreținerea zonelor cu gazon, prin tundere și distribuirea de îngrășământ fitosanitar, toaletarea copacilor pe toate străzile din oraș, pregătirea rondourilor pentru florile de sezon, curățarea canalului Aranca și efectuarea de săpături de primăvară în zonele unde sunt plantați strandafirii. În plus, echipa a efectuat stropiri ca tratament preventiv al copacilor ornamentali de pe străzile orașului și a văruit copacii atât cu scop estetic cât și pentru că varul acționează ca un tratament. În ceea ce privește campania de curățenie de primăvară, organizată pe toate străzile din oraș, aceasta a fost un succes. Cetățenii au adunat peste 100 de remoși de resturi vegetale și 40 de remoși cu alte deșeuri care au fost depozitate în patru containere speciale și predate firmei de reciclare. Primăria îndeamnă cetățenii orașului să păstreze străzile curate și să nu arunce deșeuri decât la coșurile de gunoi. Sâmiclăușenii trebuie să dovedească în continuare ca un înalt simț civic și că își respectă orașul și pe cei care muncesc să-l păstreze curat.